Bună ziua, dragi prieteni, sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre dezinfecția solului. Ce înseamnă dezinfecția solului? Dezinfecția solului înseamnă tratarea solului împotriva bolilor și împotriva anumitor dăunători din sol, de exemplu împotriva nematozilor. În această perioadă am primit multe întrebări legate de acest subiect, este și de înțeles pentru că sezonul de grădinărit se apropie de sfârșit și mulți grădinari deja sunt preocupați de această problemă, ei se gândesc ce au de făcut după ce vor elibera straturile lor de roșii, ardei, vinete și alte plante și ce vor face în continuare ca solul lor să fie mai sănătos și în anul următor să nu mai lupte atât de mult cu bolile și cu dăunătorii din sol. Iată, astăzi vom vorbi despre câteva metode de dezinfecție a solului. Între timp, abonați-vă la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Dezinfecția solului, există câteva metode de dezinfecție. Dezinfecție chimică, dezinfecție termică, fitodezinfecție și dezinfecție biologică. Însă fitodezinfecție și dezinfecție biologică eu le-aș include în aceeași categorie pentru că până la urmă rezultatul este același. Solul devine mai sănătos, tratat de boli și mai bogat în materie organică, în micro și macroelemente și ca rezultat solul este mai sănătos și mai fertil. Dar acolo vom ajunge puțin mai târziu. Prima metodă, metodă chimică. Ea presupune folosirea preparatelor chimice destinate efectuării acestei proceduri. În cazul acesta este foarte simplu. Mergem la orice fitofarmacie, cumpărăm orice preparat destinat efectuării acestei proceduri și îl folosim conform instrucțiunilor. Însă, această metodă poate fi bună, ușoară, poate fi eficientă, însă asta nu înseamnă că solul după efectuarea acestei proceduri va fi sănătos. Da, pot fi omorâte anumite boli, de exemplu fuzarioză, verticilioză sau pot fi omorâți și nematozii, dar asta nu înseamnă că solul va fi fertil, solul va fi bogat și solul va fi sănătos și viu. De aceea, dacă dumneavoastră vă preocupă mai mult să aveți un sol sănătos, viu și bogat în microorganisme, atunci mergem la următoarele metode. O altă metodă care se mai folosește în sere și solarii, de exemplu de dimensiuni mari, este metoda tratării solului cu aburi. Este vorba de anumite utilaje care sunt special făcute pentru efectuarea acestei proceduri. Ies aburi, cu acești aburi se tratează solul, solul se încălzește până la 90-100 de grade. Ca rezultat, microorganismele din sol mor, dar asta nu înseamnă că cu efectuarea acestei proceduri s-a terminat și toată munca care presupune pregătirea solului pentru sezonul următor. Pentru că folosind această metodă trebuie să fim conștienți că atât patogenii cât și microorganismele benefice din sol vor muri. Pentru că aceste temperaturi sunt atât de înalte încât mor absolut toate microorganismele din sol care nu, în general nu rezistă la astfel de temperaturi. Și ca rezultat vom obține un sol steril. Iar în natură nu există nimic steril și cu siguranță cine va veni primul, cu siguranță vor veni patogenii. Ca să nu se întâmple acest lucru după efectuarea acestei proceduri, folosiți biopreparate pe bază de microorganisme ca să le cazați la dumneavoastră în sol și ca acestea să se ocupe în continuare cu solul dumneavoastră. Altă metodă pe care o puteți folosi în sere solare sau în grădină și această metodă poate fi la îndemână oricui, pentru că ea este foarte simplă și nu presupune niciun fel de efort și nu trebuie să cumpărați niciun fel de utilaj. Trebuie să aveți doar folie. Solul eliberat de toate resturile vegetale se acoperă cu folie și datorită soarelui, această metodă se numește solarizarea solului și datorită soarelui, solul se încălzește. Temperatura poate ajunge până la 60-70 de grade în funcție de cât de cald este afară și cât de puternic este soarele. De aceea, dacă doriți să efectuați această procedură, puteți să o efectuați chiar acum, în această perioadă, cât este cald afară. Pentru că dacă veți încerca să o efectuați în luna noiembrie, va fi deja târziu. De aceea, această procedură se efectuează ori toamnă, dar nu târziu, ori primăvară, atunci când soarele deja este destul de puternic. De exemplu, în luna aprilie, când deja solul începe să se încălzească și soarele este mai puternic. Și așa, această folie stând pe sol,
ea se lasă cam 4-6 săptămâni în funcție de cât de cald este afară și în acest timp solul va fi tratat în mod natural datorită soarelui. Dar să nu uităm și că și în cazul acesta, după ce ați efectuat această procedură, totuși v-aș recomanda să folosiți biopreparate pe bază de microorganisme ca acestea să facă în continuare treabă bună în solul dumneavoastră, lucrând la pentru sănătatea solului dumneavoastră. O altă metodă este tratarea solului cu temperaturi scăzute. Tratarea solului este mult spus aici pentru că această procedură se efectuează de la sine de multe ori în cazul în care iarna este geroasă, adică solul pur și simplu îngheață dacă este foarte frig afară și în cazul acesta mor toate microorganismele din sol care se află la suprafața solului, acolo unde solul îngheață și în cazul acesta, primăvară, atunci când solul începe să se încălzească, de la plus 10 grade în sus, puteți să folosiți din nou biopreparate pe bază de microorganisme care se vor caza în solul dumneavoastră și se vor ocupa în continuare cu treburile lor. Și ca rezultat, solul dumneavoastră va fi mai sănătos. Iată acestea. Acestea sunt câteva proceduri care sunt termo, care sunt numite tratarea cu temperaturi scăzute sau cu temperaturi ridicate, adică termodezinfecție. O altă metodă pe care o putem folosi este fitodezinfecție. Fitodezinfecție vine de la cuvântul fito, care ne duce cu gândul la plante și aici cu siguranță vorbim despre cultivarea sideratelor. Ce sunt siderate? Sideratele sunt acele plante pe care le cultivăm pentru îmbunătățirea calității solului. Și anumite siderate, adică îngrășăminte verzi, sunt atât de bune pentru solul nostru încât ele nu doar fac solul mai afânat, permeabil, bogat în organică, structurat, dar îl și tratează de anumite boli sau de dăunători din sol. De exemplu, dacă folosiți facelia, ridichea oleaginoasă, muștar alb sau, de exemplu, și alte culturi care fac parte din familia Brassicaceae și aici putem vorbi și de rapiță, atunci solul va fi tratat de multe boli, printre care este și mana de sol. Și de asemenea, aceste siderate vor ține și dăunătorii din sol la distanță. De exemplu, viermele sârmă, larva cărăbușului de mai și, de asemenea, nematozi. Iată, dacă folosim aceste siderate, și această procedură, adică semănarea și cultivarea sideratelor, este considerată dezinfecția solului. Însă ea arată puțin altfel, adică ea presupune puțin alte acțiuni din partea noastră. Și ultima metodă este metoda biologică. Metoda biologică presupune folosirea compostului, vermicompostului sau bălegarului foarte bine descompus. Ele conțin microorganisme benefice care se vor ocupa de sănătatea solului nostru și de asemenea aceste materiale vor îmbogăți solul nostru cu organică sau folosirea biopreparatelor pe bază de microorganisme, pe bază de tricodermă, pe bază de bacillus subtilis și de asemenea această metodă biologică este foarte eficientă atunci când o folosim în grădinile noastre sau putem să folosim compost, vermicompost și bălegar și biopreparate pe bază de microorganisme. Iată, putem să folosim 2 în 1. Încă o metodă combinată mai este metoda folosirii sideratelor și înainte să semănați siderate, imediat după ce ați semănat siderate sau după ce sideratele au ajuns la înălțime de 5-10 cm, le puteți stropi cu biopreparate pe bază de microorganisme. Și această metodă combinată de asemenea este extrem de eficientă. Și ca rezultat, solul dumneavoastră va fi bogat în organică, va fi structurat, permeabil, va fi foarte fertil, bogat în micro și macroelemente și va fi sănătos. Iată, dragi prieteni, acestea sunt câteva metode des folosite. Dacă dumneavoastră considerați că una dintre aceste metode vi se potrivește, puteți să o folosiți cu încredere, dar să nu uitați că sănătatea solului și, în general, procedurile pe care le efectuăm pentru îmbunătățirea calității solului și pentru sănătatea solului, acestea nu se efectuează odată pe an sau doar toamnă și primăvară. Ele se efectuează pe parcursul întregului sezon. Nu uităm și de mulcire, pentru că și mulciul, de asemenea, el
acolo se pot caza microorganisme, el îmbogățește solul cu organică, acolo se simte bine tricoderma, acolo se simte bine bacillus subtilis și în așa fel și pe parcursul sezonului și după ce se termină sezonul de grădinărit, putem să efectuăm toate aceste proceduri care, dacă le efectuăm la timp și dacă le efectuăm mereu, vă asigur că solul dumneavoastră va fi din ce în ce mai sănătos și nu veți avea nevoie nici de produse chimice, nici de solarizarea solului. Pur și simplu folosiți biopreparate, folosiți organică și veți observa că solul dumneavoastră va fi din ce în ce mai sănătos și fertil. Iar rezultatele veți vedea dumneavoastră, pentru că deja îmi scriu foarte mulți oameni și îmi mulțumesc, cu siguranță mă simt foarte bine și îmi face mare plăcere să citesc astfel de comentarii, că folosind exact cum trebuie toate procedurile necesare pentru îmbunătățirea calității solului, oamenii au reușit să obțină recolte bogate, sănătoase și se bucură cu siguranță de rezultatele muncii lor. Nu este ușor, nicio metodă nu este ușoară, nu există metode ușoare, dar dacă le efectuăm la timp, atunci nici ele nu necesită mult efort din partea noastră. Așadar, dragi prieteni, acesta a fost subiectul de azi. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă aștept ca de obicei în comentarii cu întrebări și sugestii. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!